Ai vorbit, mai vorbit, dar hai să mai ascultăm și pe cineva. Hai să mai bem și o cafea. Hai să mai bem o cafea. Discuții la o cafea alături de colega noastră, Dorina Popa. Bună dimineața! Bună dimineața! Rămâneți alături de noi. Invitatul nostru de astăzi este domnul Sergiu Pavlicencu. De pe băncile facultății se visa la Catedra de Literatură Universală și a ajuns chiar șeful acesteia. Este un profesor universitar atât de apreciat, încât studenții au adunat într-o antologie articolele sale și au editat o carte. Își împarte timpul liber între citit, gătit și cântatul împreună cu nepoțica. Iar după 40 de ani de căsnicie, cel mai mult susține și apreciază dorința soției sale de a se afirma. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați venit și cu o carte? Am venit cu o carte pentru că asta este ultima în care am mai făcut câte ceva. Foarte interesant, apropo. Lucruri care te captivează și... De fapt, astăzi sunt niște lucruri mai vechi aici adunate pe parcursul anilor. Este o antologie pe care Vitali Răileanu a decis să o facă cu niște articole de ale mele studii din anii precedenți publicate, niște interviuri, niște recenzii la cărțile mele, niște păreri ale unor oameni sau specialiști în domeniu care au vrut să spună sau au spus, mai bine zis, ceva despre cărțile mele, despre mine. Cu alte cuvinte, aici s-a adunat ceea ce am făcut eu până la o anumită vârstă, am putea spune până am ieșit la pensie. Și iată, a ieșit acest volum editat la Iași, care pentru mine a fost o bucurie, mai ales și în legătură cu faptul că am împlinit în iarnă 65 de ani, care este o vârstă deja, cum vă ziceva, trece în... Mulți înainte și toți mulțumesc. Și cam asta e. Pentru că ați vorbit despre ani, vă este frică de ei? Nu mi-e frică. Chiar mă sunt, eu înainte mă gândeam, o persoană la 65 de ani îmi părea deja că este un moșneag, adică o persoană care nu mai poate face nimic. Ori acum eu la vârsta asta mă sunt încă în puteri, deși deja am ieșit la pensie și fiind pensionar, clar că fiecare se uită la tine deja ca la un potențial, să zicem așa, lucru care împiedici sau te împlecșești de el, deci trebuie să te gândești că la momentul respectiv să te retragi cu demnitate de acolo, de unde te aflai. Se zice că odată cu timpul devenim mai liberi. Dumneavoastră, când ați simțit nu așa? Nu știu că... dacă devenim mai liberi. Eu totdeauna mă gândeam că în momentul în care ies la pensie, nu știu ce o să fac. Ori acum mai lucrez, mai merg la catedră, mai țin niște cursuri. Mă referam și... la libertatea de gândire, la libertatea de acțiune. La libertatea asta de gândire și de acțiune, da. În acest sens, cum îmi pare mie bine așa câteodată să le spun tuturor, acum nu mă mai tem de nimeni. Deci nu mai depind de nimeni, nici ceea ce spun, nici ceea ce fac. Deci asta nu înseamnă că fac sau spun ceva ieșit din comun sau interzis. Pur și simplu ajungi la o vârstă când ai o pondere, cuvântul tău are o greutate care îți permite să-l spui fără ca să te aștepți cineva o să te pedepsească, cineva o să te cheme nu știu în care cabinet, o să te admonesteze, așa cum țin minte eu când apărusem la Chișinău cu plete lungi, cu ochelari întunicați, cu pantaloni cloș, cu pantofi pe platformă așa de un, așa un pum conformist? Și eram așa foarte, cum să zic eu, modern. Și cineva întreba, dar cine este, dar de unde? Și niciodată nu l-a chemat să-l întrebe, dar de ce nu umblă așa, de ce nu stunde, de ce nu-și pune cravată și așa mai departe. Deci atunci puteai să așa să mai, te mai temi, aveai înainte o carieră de făcut, depindeai de anumite persoane, eu știu, acum nu mai depinde nimeni, acum într-adevăr ești liber, poți face ce vrei, dar nu prea ai ce faci. Când ajungi să poți face multe, deja în față ți sunt închise foarte multe posibilități și, pe de altă parte, mă bucur că acum avem nepoțica adusă aici la Chișinău și ea mă ocupă foarte mult timp, adică cu plăcere mă aflu în preajma ei. Vreodată ați trăit după principiul asta merge și așa? Sau ați fost întotdeauna perfecționist și ați dorit să fie lucrurile? Nu știu dacă am fost chiar perfecționist. În orice caz, întotdeauna m-am străduit să fac niște lucruri să fie bine făcute. Nu mi-am pus chiar un scop să devină într-un fel lucrul ăsta așa un principiu, pentru că atunci aș fi subordonat toate celelalte acestei
tendință spre perfecțiune și atunci eu, în general, sunt un tip așa mai, cum să zic eu, nu chiar atât de ordonat sau nu chiar atât de bine pus și bine, să zic așa, care se simte niște limite. Deci eu totdeauna pot să-mi permit să ies într-o parte sau în alta, adică o persoană nu atât imprevizibilă, cât foarte așa expansivă. Și din punctul ăsta de vedere, ați pune un scop, uite numai cu tare, cu tare și cu tare, câteodată o mai las baltă, adică cum iesă și câteodată mi-am, când o las mai baltă, atunci îți iesă mai bine. Mai bine. Dumneavoastră împliniți anul acesta 40 de ani de căsătorie cu domnul Patriceu. Da, da, practic am împlinit, da, în luna aprilie am avut 40 de ani, da, de căsătorie, o vârstă, o, cum să zic așa, o, aproape o jumătate de secol. Cum au trecut acești ani? Nici nu știu cum au trecut. Iată, acum mă surprind că, într-adevăr, nu mi-închipui dacă aș, m-aș întoarce acum în timp și am relua din momentul căsătoriei din 1974 viața de la început, nu știu dacă aș fi rezistat la toate cele prin câte am trecut noi toți anii ăștia. Adică fără gaz, fără casă, fără leafă aproape, adică de la zero, de la zero. Dar au fost niște ani care nu știu cum au trecut, nu știu cum ne-au călit, nu știu cum ne-au pregătit pentru viață și am mers așa prin greutăți. Acum, într-un fel așa, te simți parcă puțin mai bine, așa, nu te pipăi permanent la portmoneu că ai acolo 10 lei sau n-ai 10 lei de cheltuială, dar au fost și perioade când lăsai acasă soacră-mi o rublă, ca din rubla asta ia să cumpere pâine și ceva la pâine și să hrănească 4 copii, 3. V-a dus vreodată eșecul spre succes? Credeți că atunci când oamenii ne întorc spatele, ne fac și un bine? Nu știu dacă aceasta este o legitate. În orice caz, eu vreau să spun că eu, prin câte am trecut, permanent am avut niște perioade când îmi părea că nu mai este nicio situație, nicio ieșire din această situație. Nu mai vedeam nimic aproape înainte. Parcă îmi părea că totul de acum gata, s-a închis. Și deodată, nu știu cum, soarta, destinul sau întâmplarea, te plasa în alt punct. Și din punctul acela, de acum vedeai alte lucruri, se deschideau altfel, alte perspective și începea o perioadă în care iară te simțeai bine, până la un moment, cred că asta vorbești despre ceea că te ocupi de ceva și ajungi până la un moment de saturație sau vrei ceva nou sau nu găsești, nu știi și la un moment dat ai simțit că ai putut să te strecori printr-o căpătură cumva și să ajungi într-un moment din care ți se deschide altă perspectivă, alt punct de vedere, alte lucruri și eu cam așa m-am simțit permanent, adică în momentul când îmi părea că de acum nu mai este niciun fel de ieșire. Oricum este. Dumnezeu sau nu știu cine destinul, te salva și ieșai la lumină. Cine poate fi cel mai mare dușman al omului? Sau ce? Nu știu, cel mai mare dușman al omului cred că ar fi indiferența și lenea. Iată, eu aș vrea, dacă omul care e indiferent și omul care e lenos, eu cred că asta e o mare pacoste. Saba omului chiar mai mare decât un dușman. Mai bine, cum se zice așa, ai simțit câteodată așa că ai primit o palmă, fie și la modul așa figurat, decât să fii indiferent față de niște lucruri și lenos. Pentru că, oricum, omul, așa e firea omului, să-ți fac ceva. Nu poți să stai. Cum vă înțelegeți atunci cu tineretul? Cum sunt ei astăzi? Eu m-am înțeles totdeauna cu tineretul. Deci, din punctul ăsta de vedere, pentru că dacă nu mă înțelegeam, nu știu dacă ajungeam până la pensie în postura asta, ipostaza asta mea de profesor universitar. M-am înțeles totdeauna cu studenții și atunci când eram foarte, foarte tânăr și ei aproape erau de o vârstă ca mine. Și acum când am studenți care sunt copiii lor, a foștilor mei studenți care acum vin de pildă la facultate și am avut și niște cazuri când acum copiii copiilor lor, deci să succedă câteva generații. Tineretul de azi este în ritm cu epoca, deci în toată lumea nu se prea citește. Tineretul de azi nu citește romane cum citeau, de exemplu, studenții din generațiile anterioare. Deci eu câteodată așa nu-mi închipui un absolvent de universitate cu atâtea lecturi cu cât le are el azi în comparație cu părinții lui sau cu cineva care a făcut o facultate 30-40 de ani în urmă.
care ieșa de la un curs cu 30-40 de scriitori de opere citite. Ori acum eu nu pot din ei să scot măcar 2-3 autori, să-i scoată până la capăt să citească ceva. Și asta nu e problema numai a noastră, este o problemă așa foarte răspândită și la apus. Să pun probleme și să facem într-adevăr, are rost să citească, poate de acum vine timp când nu trebuie să citească tot Don Quixote, trebuie să citească numai un fragment, sau să nu citească Faust, întreaga operă, dar să citească numai nu știu câte rânduri și din rândurile astea se poate ceva comenta, se poate ceva spune și asta e de ajuns. Nu știu, eu rămân tradiționalist și conservator că trebuie să citească totul de la până la și cum eram noi înainte de prinși, până nu citește cu tare și cu tare, nu poate promova. Ori acum promovează și fără a citi. Apropo, astăzi mai cântați uneori? Mai când, dar mai rar când, adică și înainte nu cântam chiar atât de des, eu cânt așa, din anumite ocazii, în anumite situații, așa, mai familiare, mai de prieteni, deși am cântat și în public, am avut un concert de, la sala cu orgă, de muzică și poezie spaniolă, și a fost foarte multă lume, a fost foarte bine, acolo am cântat așa, aproape a capela. Am mai cântat cu o elevă de la liceul Cervantes pe care am învățat o melodie în limba spaniolă și pe urmă am cântat-o la filarmonică împreună cu ea. A fost tot așa o experiență, zic așa, ca să ieși în public, dar în general eu cânt mai mult pentru ai mei și pentru prieteni. Așa să faceți? Da, da. Foarte pe scurt vă rugăm să ne spuneți dacă uneori sugerați domnule Vitalea să lasă politică. Nu știu, dar ea de fapt are timp pentru aproape toate. Totul ce trebuie la noi în familie nicăieri nu e scris că ăsta trebuie să facă asta și ăsta trebuie să facă asta. Fiecare face ceea ce crede că trebuie să facă atunci când celălalt nu-i. Deci cineva m-a întrebat, dar doamna Pavlicencu gătește ceva, face ceva acasă, dar când nu sunt eu, face. Când vin eu târziu, face. Deci cele mai multe ori am făcut eu pentru că eu am fost mai liber. Deci eu nu puteam să-mi permit să vin acasă și să aștept până să se întoarcă soția de la lucru. Eu veneam totdeauna mai devreme. Și reușeam, zic, până vine ea, eu pot să fac de două ori de mâncare și o zamă și nu știu ce. Adică, din punctul ăsta de vedere, în schimb, ea poate să facă alte lucruri care le face mai repede. În privința să las politica, asta este o părere a neprietenilor ei, că ea are foarte mulți, am impresia așa că are mai mulți dușmani decât prieteni și iată, neprietenii o sfătuie, doamnă, lasă politica, stai acasă, crește nepoțica, fă mâncare, spală, gătește. Deci asta e un punct de vedere a bărbaților foarte înapoiat. Deci eu nu știu care femeie modernă, chiar din cele mai tinere, ar accepta o asemenea, să zicem așa, ipostază, șez acasă, fă mâncare, așteaptă-mă pe mine și așa mai departe. Deci la noi în familie totdeauna au fost niște lucruri foarte clar respectate. Fiecare, dacă îi place ceva să facă, face și nimeni nu împiedică. Și eu totdeauna am salutat lucrul ăsta că ea m-a lăsat să fac eu ce vreau, niciodată nu s-a amestecat în ceea ce fac eu și eu aproape niciodată nu m-am amestecat în ceea ce fac eu, deși nu mai poate din când în când sugerându-i că n-ai spus așa, trebuia să spui așa, iată aici, ar trebui să faci așa, ia când mai scric ceva, mă uit și eu, când vine acasă după o emisiune, încep să-i spun eu primul critic, uite, ai făcut așa, n-ai făcut așa, trebuia acolo să faci așa, ea nu poate să-mi corecteze lucrurile astea pentru că ea nu asistă la cursurile mele, dar oricum, când scriu ceva și ea să uită așa, că din punctul ăsta de vedere eu nu pot să-i spun lasă, când o simtă ea necesitatea că gata, cred că atunci și ea o să las, și eu o să las, și o să trecem într-o altă calitate a senectuții, care o să fie de acum o viață mai retrasă, mai așa în sânul familiei, cam asta. Îmi place atitudinea dumneavoastră, ne-a făcut o plăcere să vă cunoaștem. De ce nu vă așteptăm și cu altă ocazie? Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim la fel. Rămâneți.